Mă numesc Loredana, am 15 ani, sunt din București, iar viața mea a luat o altă întorsătură. În anul 2017, noiembrie, având o durere foarte mare în spate, am mers la control la Spitalul Grigore Alexandrescu, unde mi s-a dat vestea cea proastă că am o tumoră pe coastă. Toate visele mele de atunci au început să se năruiască. M-am împrietenit cu salonul, cu doctorele și cu suferința. În luna decembrie 2017 am fost operată la Spitalul Marie Curie pentru a îndepărta tumora. Pe parcursul anului 2018 am urmat 12 ședințe de chimioterapie și 28 de ședințe de radioterapie. În septembrie 2018 am terminat tratamentul cu bine. Dar, după 2 luni, au apărut niște dureri foarte mari la coloană. Durerile avansând foarte repede, am rămas imobilizată la pat aproximativ o lună de zile. În urma unor investigații, au descoperit că este o recidivă la coloană, la vertebra L1. Costurile operației fiind foarte mari, nu ne permitem această sumă de aproximativ 90.000 de euro. Vă rog din suflet să mă ajutați să fiu din nou un copil normal, să pot să mă joc, să alerg și să nu mai stau închisă între 4 pereți la spital. Vă mulțumesc!